CSM București a avut parte de un debut perfect în faza grupelor Ligii Campionilor la volei feminin. Tigrajcele s-au impus cu scorul de 3 la 1 la seturi în partida disputată în deplasare cu Chemic Police. La Coșalin, campioanele României au predat o veritabilă lecție de volei și au câștigat primele două seturi la 19 și la 16. Gazdele au încercat să reintre în meci și au reușit să-și adjudece setul 3, scor 25 la 16. Romângele au trecut repede peste momentul de euforie al polonezelor și au reușit să controleze jocul în setul final pe care l-au câștigat cu... 25 la 22. În celălalt meci, din grupa E, Dinamo Moscova a cedat pe teren propriu scor 1 la 3 în fruntarea cu Fenerbahce Istanbul. În următoarea partidă, CSM București va evolua pe teren propriu în compania rusaicelor de la Dinamo pe 20 decembrie. Câștigătoarele grupelor se califică în sferturile de finală ale Ligii Campionilor, programate în luna martie a anului viitor. SCM Craiova și Măgura Cisnădie, reprezentantele României în cupa IHF la handbal feminin, și-au aflat adversarii din faza grupelor competiției continentale. În urma tragerii la sorți de la Viena, SCM Craiova, deținătoarea trofeului, a fost repartizată în grupa D, alături de Podravka Coprivnița din Croația, Super Amara Berabera Bera din Spania și danezele de la Nicobing Falster Handball. Oltencele s-au mai duelat în acest sezon cu Podravka, fiind învinse scor 22 la 21 în finala unui turneu preliminar din Liga Campionilor. Măgura Cisnădie va evolua în grupa A, alături de Bietengheim din Germania, Tim Eisberg din Danemarca și Storhamar Handball Elite din Norvegia. Seceme Craiova va disputa primul meci din faza grupelor acasă cu Nicobing pe 5 sau 6 ianuarie, în vreme ce Sibiencele vor juca primul meci în deplasare la Esbjerg. A vrut să-și ia la bătaie propriul jucător. Antrenorul Utei, Ionuț Popa, a cedat nervos la finalul partidei cu petrolul plăiești încheiată la egalitate scor 2-2, prima a etapei 18 a 18-a din Liga a 2-a. În finalul partidei, atacantul Norbert Ianoș a scăpat spre poarta adversă, dar a ratat din poziție ideală. Faza l-a scos din minți pe tehnicianul de 65 de ani, care a sprintat spre fotbalist pentru a-i cere socoteală. Jucătorul a scăpat nevătămat după ce oamenii din staful arădenilor au reușit să-l oprească pe Ionuț Popa să ajungă la Ianoș. E un jucător care zboară de la echipă imediat. Din acest moment, el nu mai face parte din echipă. E și un jucător problemă permanent. Cred că-l omoram. Îl omoram, ce să fac? Intram la închisoare. Își bate joc de întregul grup. Am avut o ieșire nervoasă. La vârsta mea și la cariera mea nu mi stă bine, dar te scot din pepeni unii jucători, a spus tehnicianul la finalul partidei. Oficialii celor de la UTA au dorit să evite o confruntare directă la cald între Ionus Popa și Norbert Ianoș, astfel că l au dus pe atacant într-o anexă a stadionului de la Ploiești pentru a se dezechipa.